suntem aici pentru a încerca să informăm publicul larg constanțean și din regiune asupra unor oportunități foarte importante de dezvoltare a carierei în perspectivă prin urma parcurgerea învățământului dual, un proiect la care Universitatea Ovidius și Inspectoratul Școlar Județean Constanța lucrează strâns împreună, umăr la umăr. Iată-ne împreună cu acest prilej. Contextul este unul foarte pozitiv, aș spune. Chiar astăzi un articol apărut în presă vorbea despre investiții masive în Constanța, în județ, în regiune. Era vorba acolo de investiții, de exemplu, pentru extracția de gaze, care vor deveni realitate în scurtă vreme, investiții în infrastructura de transport, cu o autostradă care să reprezinte o variantă pentru turiștii care se îndreaptă spre sud. Ce se întâmplă? Infrastructura care ne va proteja în cadrul NATO la Mihail Cogărnicianu. În Constanța, proiectul Julius Mall și multe altele. Eu aș adăuga, față de cele descrise acolo, faptul că la București, cu circa două săptămâni în urmă, a fost semnat un parteneriat cu o firmă canadiană pentru o sumă semnificativă, dacă am reținut bine, 3,5 miliarde de dolari pentru retehnologizarea unității 1 de la Cernavodă, pentru construcția unităților 3 și 4. Într-o perspectivă mai largă se vorbește despre eoliene în larg. Deci, mesajul pe scurt este că în următorii cel puțin 10-15 ani, Constanța, județul, Dobrogea, regiunea în general va avea nevoie de mulți ingineri și de mulți specialiști în domeniul tehnic. Ori exact lucrul ăsta încearcă să-l rezolve proiectul CRESC, finanțat din Planul Național de Redresare și Reziliență, undeva în jur de 27 de milioane de euro care vin către Constanța pentru ca universitățile și liceele constanțene să alimenteze industria locală cu o resursă umană bine pregătită. Vă mulțumesc încă o dată că sunteți aici și o să le dau cuvântul specialiștilor în domeniu. În primul rând, lăsăm pe Cosmin. Atunci, reprezentantul Universității Ovidius, colegul meu care se ocupă de legătura aceasta dintre instituțiile de învățământ și partenerii economici, domnul șef de lucrări, doctor inginer Cosmin Filip, care va face o scurtă prezentare a proiectului CRESC, a participanților și a indicatorilor, plus câteva statistici, deci informații utile pentru publicul larg. Vă mulțumesc!